Iată Biserica Sfântului Mormânt. Ce înseamnă ortodoxie? Uitați-vă câtă lume e aici. Și nu numai asta spune totul. Da, alături, de aici, alături, este și altarul catolicilor. Hai să vedem cum arată altarul catolicilor. Lângă Biserica Sfântului Mormânt. Ia uitați-vă, sunt două femei acolo, fără cruce, fără nimic. Cine ar fi ele? Nu e cruce, nu este Iisus Hristos, nu scrie cine sunt. Ce diferență colosală între adevăr și minciună, între adevăr și eretici. Priviți, vă rog. Și hai să ne uităm încă o dată la ortodoxi. Ia uitați-vă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi păcătoși și robii tăi. Aici e intrarea în Sfântul Mormânt. Deci ne-am lămurit.